Și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Mă numesc Alex Drotaru, iar eu astăzi voi face un vlog cu o cutie ce este mai mult într-o foaie cu Ștefania. Da, Ștefania, după cum vedeți noi aici, se pregătesc ca fetele. Iar astăzi noi o să facem un vlog super tare. Uite-o și pe aici, pe Ștefania. Bună, salut! Noi suntem verișori și o să facem un vlog. După cum vedeți, n-am mai făcut pe aici încă un vlog înainte, adică nu un vlog, gen am făcut o exersare, am exersat ca să facem, să ne pregătim pentru acest vlog. Și ea ca fată mi-a pus o pereche de chiloți. Deci nu s-a putut să fie mai rău de atât, dar mi-am dat seama din prima. Dacă îl cunoașteți pe Bogdan, sunt abonat la el și am dat like la fiecare. Și aș încerca și eu să fac un butterflip. Cred că o să fac un challenge și încercăm să vedem ce Până o să ce cameră ne iasă. Suntem în cameră, eu sunt la mama mea și o să facem chiar aici, în camera unde doarme Ștefi cu ea, în camera cealaltă, doarme tataia, iar noi o să facem un vlog. Bun, să începem. Noi doi trebuie să facem, cum mai zice, o chestie. Trebuie să facem o chestie super tare. Deci chestia aia am făcut-o de mult. Și nu știu dacă mi-a capit prea bine mâna, nici la exersare. Și trebuie să pui foarte multe lucruri amuzante, da, care nu le prea ghicești. Da, nu, da, așa e, nu trebuie să pui, deci... Trebuie să ții ochii închiși, cont ochii închiși. Da, cel mai important e să ții ochii închiși. Și, și la jocul ăsta trebuie să ghicești, dacă nu știi, îți arată omul ce e. Da, așa e. Deci Bogdan e cel mai bun, m-am și abonat la el și aș vrea să-l văd într-o bună zi. Nu știu, cred că dacă aș putea să văd cum se face, să încerc eu cu gheață carbonică, chiar dacă, nu știu, nu aș încerca, după cum a spus Bogdan, pentru că el cred că are peste 18 ani, eu am de-abia 9 ani și îmi plac mult videoclipurile și vreau să fac și eu unul. Am mai făcut, de exemplu, cu vărul meu, dar nu prea s-a auzit bine și vreau să fac cel puțin cu verișoara mea și să iasă perfect. Da, chiar așa e. Vreau să fac un vlog pentru că e prima oară și aș vrea să-l văd într-o bună zi și pe Bogdan. Bun, Ștefi, tu strângi toate astea deocamdată pentru că eu o să reanalizez camera. Aici suntem în camera lui mamaie. Bagheta lui Ștefi. Colecția lui Ștefi de pietre. Da, e foarte, îmi plac foarte mult pietrele. Și... Hai să ne pregătim, Alex! Da. Și... Asta, chestia asta... Nu prea interesantă. Așa, eu am venit până la mama mea cu pumnă, cu jucării, cu chestii, trestii. Mi-ar place să fac mai multe vloguri. Vloguri? Bun. Așa, Ștefi, ești gata? Încă nu. A, Ștefi își pregătește lucrurile. În acest vlog, ea își va lua lucrurile și nu mi le va arăta mie. În vlogul acesta, eu nu voi pune nimic, pentru că ea e fată și le ghicește din prima. Să vedem cât de deștept pot să fiu eu în acest vlog. Poate umblă prin sacoșa ta? Nu. În primul rând. Ea e hoață, vrea să umble în sacoșa mea, ha? Bine, stai să umblă aici. Ia să vedem, să vedem și bicicleta mea. Asta de pe geam
Dacă nu știu dacă se vede bine. Asta e bicicleta mea. Și am venit cu ea. Și de-abia aștept să fac acest bloc. Să văd cum iese, să văd că este super tare. Deci, fraților, e prima oară. Deci nu cred, nu cred. Vreau să-l văd odată pe... Deci și visez, vreau să-l văd pe Bogdan. Deci vreau să vorbesc cu el. Bun, deci vreau să fiți aici cu mine mereu. Și să măcar acolo să zicem vreo 2000 de like-uri. Că e primul meu vlog și aș vrea să fac vreo 3 like-uri, 4 like-uri, vă rog, face mai multe chestii. Și acest program se numește Alizotaru. Bun, ea e în forță acum, pregătită. Ia, nu trebuie să mă uit la ce arată ea. Să ne vedem aici amândoi, bun, Ștef? Da. Tu trebuie să-mi pui lucrurile aici, iar eu trebuie să bag mâna și să nu le văd. Bun? Pune un lucru? Bine. L-ai pus? Da. Un ceas. Foarte bine. Super tare. Un ceas. Stai că e pe aici, am pormorit. Ai pus? Da. Și ce asta? Un borcan cu miere. Da. A, lipicios. Ai pus? Da. Ce asta? Ce asta? O jucărie. Unde? O jucărie, nu știu ce este, spune-mi. O jucărie, un ponei. Vezi? Da, am ghicit, e un cap de ponei. Da. Așa închide ochii. Ce? Hai spune ce. Imediat. Spune. Gata. O pereche de chiloți. Nu pot să cred, deci oameni buni, mi-a pus o pereche de chiloți. Nu pot să cred, deci nu cred. Bun, să vedem. Ai grijă că înțeapă. O foarfecă. Foarfeca care am tăiat eu. Da! Super ta... Da, mă zic. Hai să vedem. Ce mușcă, ce aia? Ștefania, deci pe bune, ce ai pus acolo? Haide, vezi tu. Nu e ceva nașpa. E un mileu. Mușcă. Nu, da, e mileu. Da, e mileu. Mai ai ceva? Nu mai am. Acum Alex trebuie să-și alege lucrurile, iar eu trebuie să le ghicesc. Să vedem pe Ștefi. Ștefi, n-ai voie să te uiți. Este clar ce a făcut ea. Uitați câte lucruri mi-a pus. Deci, mai ales chestia cu chiloții și bărcanul a fost groaznică. Salut, sunt Ștefania, iar asta a fost super. Da. Bun. Nu te uita. Așa. Oameni buni, am pus lucrurile astea și mi-aș dori să nu se uite deloc, pentru că m-a supărat super tare. Și ce să... Bun, ce să mai pun? Bun. Haide, Ștefi, eu sunt gata. Foarte bine. Abia aștept. Și eu cu Alex vă mai face încă două runde ca să vă arătăm ce înseamnă distracția. Da. Altă dată poate. Da. Poate și asta. Haideți. Haideți, Ștefi. Fă curat aici. La cu lucrurile mele amuzante. Și așa foarte.
te-a dat și ai și foarfecă. O foarfecă. Această foarfecă i-am spus că înțeapă și a ghicit-o din prima. Bun, Ștefi, trebuie să o ții așa și trebuie să bagi mâna cu care n-ai voie să te uiți. Uh-huh. Gata. Stai. Unde mă? Stai. Stop, nu mai mișca. Gata, hai. Ce, o bucată de hârtie. Da, și ce culoare are? Alb. Bravo! Ghici. Așa, închid ochii. Închid. Atât n-ai voie să le iei mâna, dacă să-l pui pe așa. Ce e asta? Prieten! Da, bravo, Ghici. E foarte epicios, să știți. Gata. Ce e asta? Nu știu, chiar nu știu, nu știu. Vrei să te arăt? Da, nu știu. Da, m-a păcălit, oameni, m-a păcălit, să știți că asta n-a fost frumos. Păi nu am păcălit, n-ai știut? Păi ai voie dacă s-o pipăi. Ce este? Piesă de puzzle. Bravo. Ce aia? Nu, nu, sus, jos. Atât, n-ai văzut. Ascuțitoare. Bravo, bravo. Eu data trecută n-am pierdut niciuna, ea a pierdut de data asta una cu agrafa. Salutare și noi o să ne mai vedem în alt vlog și în alt challenge. A fost distractiv. Cu voi a fost Alex și Ștefi. Pa! Să știu!